Pentru majoritatea dintre noi, apa care curge la robinet, în casă sau apartamentul nostru pare să fie ceva natural și obligatoriu. Cu toate acestea, pentru locuitorii din 11 localități din raionul Hâncești, lipsa nu doar a apei în robinet, ci alimentarea cu apă în sine este o realitate cu care sunt obișnuiți și care doresc cu adevărat să se schimbe. Știind despre această problemă, prim-ministrul Ion Chicu a decis reluarea proiectului pentru aprovizionarea cu apă a localităților în zona inundabilă a râului Prut, vizitând în satul Obileni din regiunea Hâncești, chiar în acest weekend, unde a studiat această problemă împreună cu autoritățile locale și ministerele competente. Problema alimentării cu apă în localitățile din lunga Prutului este deosebit de urgentă, având în vedere că în fântânile de unde populația prea apă nu există practic apă, iar nivelul râului Prut a scăzut brusc. Despre aceasta a afirmat șeful cabinetului de miniștri, subliniind că proiectul ar trebui elaborat de urgență și extins și în alte localități, mai ales că stația este capabilă să aprovizioneze cu apă 50.000 de persoane. Dacă avem elementele de infrastructură care pompele, rezervoar ce avem aici și vorba numai de conductele astea, atunci și păcat să nu folosești oportunitatea asta. Costurile pentru construcția conductei magistrale și a rețelelor intravilane se pot ridica la 40 milioane de lei. În proiect, la această etapă, sunt incluse 11 localități, ceea ce ar însemna utilizarea unei capacități de doar 30% a bazei de pompare a apei. Șeful executivului a solicitat responsabililor să întreprindă măsuri urgente pentru extinderea proiectului și în alte localități din Hâncești, Leova și Nispoi. Asta să fie un proiect, zicem, foarte important pentru localitățile care sunt în lunga Prutului și sperăm că după ziua de astăzi noi oricum ne mișcăm înainte și într-un ceas bun. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Agriculturii și Mediului, Dorin Andros, s-au găsit deja fonduri pentru realizarea lucrărilor. Cu toate acestea, mai sunt necesare 21.700.000 lei. În același timp, Andros a menționat că în curând ar trebui să aibă loc o reuniune a Fondului Ecologic Național, unde problema finanțării acestui proiect va fi rezolvată în cele din urmă. Antreprenorul implicat în implementarea acestui proiect a spus că intenționează să-l finalizeze într-un an. În acest sens, premierul și-a exprimat nemulțumirea față de un timp atât de îndelungat, precizând că nu înțelege de ce, având în vedere că toate lucrurile necesare sunt în posesie, termenele de implementare a proiectului sunt atât de lungi. N-am obținut răspuns la întrebarea mea, deci trebuie un an dacă avem și finanțare, aveți și graficul. După ce a primit mustrare din partea premierului, antreprenorul a dat asigurări că stația de alimentare cu apă va începe să funcționeze în luna mai. După ședință, premierul a inspectat 3 stații de pompare din Obileni și Cotul Morii. Ion Chicu a anunțat că va reveni în luna martie pentru a aprecia progresul.